Bună ziua și bine v-am găsit în noul an. Astăzi am zis hai să vă arăt un filmuleț. Nu prea o să facă foarte mulți acest preparat, ceea ce fac aici, fiindcă în primul rând n-au colectat polen. Aici avem polen. Aici avem un ceai de pelin. Am amestecat cu miere. O să îl pun pe foc imediat. Aici avem zahăr. Da? Deci hai să vedem ce cantități avem noi aici. Aici am în primul rând 1 kg 150 de grame de miere și 400 de mililitri de ceai de pelin. Ceaiul le-am făcut cu cum l-am făcut? Am pus 400 de mililitri de apă și 10 grame de ceai. L-am lăsat o jumătate de oră fără să fiarbă. Bun, deci așa avem acolo. Aici avem polen. Avem 1 kg de polen crud amestecat cu 500 de grame de zahăr pudră. Da? Și aici avem zahăr pudră 5 kg. În afară de ceaiul de pelin, nu mai pun niciun stimulant în această rețetă. Este o turtă proteică care o să o fac de acum înainte, datorită rețetei din ceaiul de pelin, da? O să avem aici ceai de pelin. Cum o să procedez? O să procedez în felul următor. O să încălzesc acest ceai cu miere, îl încălzesc. Treptat adaug zahărul pudră. O să adăugăm zahărul pudră. O să vă arăt cum o să se formeze și când terminăm de dizolvat, de omogenizat tot zahărul acela pudră în această cantitate, oprim focul și vom adăuga polenul și vom amesteca. Să vedem cam ce va rezulta. Deci eu o să încep să dau drumul la treabă, să adaug zahărul pudră în această compoziție. Este foarte amară această compoziție. Am gustat de curiozitate, dar e amăruit tare de tot. Dacă sunteți curioși de unde am luat rețeta, este dintr-o carte. E o rețetă proteică. Bun. Deci să-i dau drumul la treabă. Gata, am adăugat și ultimul zahăr. Iată. Ultimul zahăr pudră. Chiar mă întrebam la această rețetă de ce trebuie măcinat zahărul dacă tot îl adaugi pe foc. Iată de ce. Deci ce fain s-a făcut. O să aduc un pic un trepied. Bun, am adus trepiedul ca să pot amesteca aici cu două mâini. Deci așa arată el. Cred că în momentul ăsta, dacă l-aș tuna, ar ieși o turtă energetică foarte bună. Așa zic eu. Da? Uite ce lucru frumos. Arată foarte bine. S-a omogenizat. Iar când s-a omogenizat, adăugăm polen. O să aduc și polenul. Oprim focul, deci focul merge încă. Trebuie să meargă cam până când e gata această cremă. Vedeți, așa frumos s-a omogenizat. Iată. Bun, ducem polenul. Aici avem polenul. Începem să băgăm. Oprim focul. Să nu uităm să oprim focul și începem să băgăm polen. ciorpulenul, băgăm așa. Și amestecăm. Continuăm. Amestecăm cu polen, mai greu de amestecat. Iată așa. Să vedem ce iese, ce lucru frumos iese. Deja îmi place cum arată. Așa. Și acum doar amestecăm. Iată ce culoare frumoasă se face aici. Așa. Iată, uite ce s-a schimbat dintr-o dată la față. Nu? Rană proteică. Făcut acasă. Mie mi se pare cel mai ușor de făcut dintre toate rețetele ce am studiat eu în iarna aceasta. Unii zic că să citesc, că ei umblă la stupi, nu? Mai citim, dar citim că să ne îmbogățim cunoștințele. Dar de-aia ne uităm și pe internetul ăsta și la filme, să ne îmbogățim cunoștințele, să mai vedem câte ceva. Asta nu e un secret, această rețetă nu e deloc, este la îndemână oricui are o carte cumpărată și citită, bineînțeles. Dacă o să mă întrebați în ce cărți, sunt două cărți care prezint această rețetă. Problema e că n-am văzut-o să o facă nimeni. Adică n-au prezentat-o pe YouTube sau n-am văzut eu. Și dacă tot n-a prezentat-o nimeni, am zis, hai să fiu eu ăla care o prezintă, da? Iată ce frumoasă culoare. Sunt foarte mulțumit de cum arată. De fapt, ce să nu arate bine? Ceai, zahăr și polen. Și miere. Foarte, foarte frumos. A, și încă ceva vreau să precizez la această rețetă, de ce am tot alergat eu după astfel de după această rețetă, de am ajuns eu la ea, fiindcă este antivarouă, culmea, da? Turtă proteică antivarouă. Ce înseamnă turtă proteică antivarouă? Înseamnă că conține acel ceai de pelin, iar pelinul este o plantă împotriva la păduți, tot felul de păduți. Gata, am terminat și cu polenul. Așa. Și amestecăm bine, bine, până suntem mulțumiți de cât de omogen este. Acum nu cred că o să vă deranjez dacă e un pic mai lung filmul. Oricum n-am mai postat, n-am mai avut ce să mai filmez, e iarnă. La mine e frig, nu ies albinile afară, nici azi n-au fost, chiar a fost soare, a fost frumos, dar albinile n-au ieșit afară. Poate mâine, dar nu mă deranjează deloc, fiindcă consumul este foarte mic. Odată ce e consumul foarte mic, înseamnă că nici nu sunt foarte încărcate. Deci atât cum arată polenul crud, amestecat cu zahăr. Deci dacă nu aveți posibilitatea să-l țineți la congelator, eu l-am ținut la congelator, am în congelator ținut de anul trecut. Am așteptat 8 luni de zile această zi, să zic așa, 6 luni, 8 luni, să văd cum voi proceda cu polenul. Iată ce bine arată. Când se va răci, o să-l torn în pungi se va întări, fiindcă acum e cald. Da, e cald. Și după ce se va răci, putem să-l punem în pungi și gata turta proteică. Eu aș mai fi putut adăuga aici protofil sau știu eu ce, dar din martie o să vă arăt o rețetă de sirop și fără protofil, fără ceaiuri, fiindcă eu probabil voi folosi și anul ăsta uleiurile esențiale. Sunt foarte mulțumit de el. Mortalitate nici vorbă de așa ceva. Să vedem cum se vor dezvolta acum în primăvară. Nu vreau o dezvoltare nici foarte mare, fiindcă dacă e foarte mare nu mai fac eu față. Aș fi putut acum să dublez stupina, dar nu mai am eu putere în cauza acestei probleme ale mele. Problemele astea de sănătate, în loc să se remedieze, se agravează și atunci nu cred că voi putea să avansez foarte mult, dar voi avea albine câtea zile cât voi trăi eu, voi avea albine. Iată cum arată această pastă. Deci e o pastă. Și vom vedea cum îl ambalăm. Eu deja am o idee cum o să-l ambalez. Mai amestec vreo 5 minute. Nu găseam proporția corectă a polenului față de zahăr și miere. Nu prea n-am găsit această proporție să pot face exact. Eu aici acum am, ca să înțelegeți, cantitatea cam jumătate de... Deci cea mai slabă proteină băgată în această turtă va fi cea mai slabă proteină. Cu ea încep, dar nu acum. Suntem pe, nu știu, pe 23, cred că. 22 sau 23, nici nu mai știu ce dată suntem. Probabil 23. Și când voi începe undeva peste o lună de zile să adaug această turtă albinelor, o să încep în cantități foarte mici. Și acum când bag în pungi, o să le dau foarte puțină. Nu știu, 200 de grame. Foarte, foarte puțin, fiindcă nu știu cum vor consuma. Dacă vor consuma, voi ridica acel gramaj. Nu vreau să-mi umple ramele cu această păstură, fiindcă mierea am foarte mult în stup, am lăsat, sunt foarte mulțumit. Nu e nevoie de alt tip de turtă, au și păstură. Această turtă o dau doar din cauza la ceaiul de pe lin și atunci o voi da în cantități foarte mici. Se vede? Deci luptăm contra varoa pe toate fronturile. Ca să se înțeleagă, da? Bun, eu mai amestec un pic, o să vă arăt și cum bag în pungi, că probabil pentru unii o să fie mai interesant. Bine. Iată, am ajuns și la momentul în care punem în pungi. E foarte simplu. Luăm o pungă. Eu am zis că vreau mai puțin, cam 300 de grame, așa. Și așa, mai cu îndemânare, luăm un pahar. Avem aici cana pregătită și turnăm în pahar. Foarte simplu. Gata, te spune. Ce-ai găsit? Ala. Uite. Așa. Uite, tati. Da, tati, am văzut. Acolo e aia. Am înțeles, tati, am înțeles. Așa. Și cam 300 de grame am zis eu. Am cântărit inițial. Acum lăsăm să se întindă în pungă. Mai groase, mai subțiri, cum doriți. Îi fac un nod și gata. O să o duc la albine peste o lună. Nu acum. Acum suntem pe 23. Am uitat și eu prin calendar. Suntem în data de 23. Numai că eu sunt mai neîndemânatic, mai amorțit așa după o iarnă, da? Și încet, încet am tot timpul din lume să le fac până sunt gata, până termin toată compoziția. Am calculat cam, știu eu, 300 de grame cu 30 de pungi acolo. E foarte bun. Bine. Eu le pun aici acolo. Un suport la răcit și poi continuă. Bun. Cam atât am avut acum pentru începutul ăsta de an de filmat. Să ne vedem, să zicem, cât mai sănătoși, cei care aveți sănătate, aveți grijă de ea, cât se poate. Numai bine.